Am avut câteva mișcări foarte interesante care deja mă fac să crească stima față de USR și să cred că nu mai e chiar atât de spontan. Prima a fost refuzul de a participa la guvernare. A și spus. Da, USR și-a manifestat. Era cea mai mare capcană, pentru că electoratul lor e un electorat care respinge toată clasa politică, da? Antisistem. În momentul în care ei intrau în aceeași categorie cu restul politicilor. Nu numai că intrau, dar cât puteau să obțină? Ce ministere? 3, 4, da? Păi și veneau băieții și tocau ministerele, adică PSD se unea cu PNL și cu securitatea și tocau de nu le veneau. Asta a fost un gest care mi-a spus mie că undeva sunt mult mai deștept decât cred eu. 2, s-au dus la antenă, nu a fost o prostie. Nu a fost o prostie pentru că cu electoratul lor nu câștigă nici. După părerea mea, da, și cred că scenariul este ca în turul 2 să intre Barna cu Klaus Iohannis. Țineți minte acum câteva ediții când vorbeam că candidatul posibil al Dreptei ca alternativă la Iohannis va fi Dacian Cioloș. V-ați schimbat punctul de vedere. Din două motive. Unu, între timp vă dau o știre, ei s-au certat. Așa repede? Bine. Dacă v-am dat știre, eu nu fac fake news. Da, s-au certat. E normal, chestie românească și politică, dar oricum, probabil, nu dacă se vor împăca sau nu, probabil asupra lor vor fi presiuni, mai ales asupra lui Barna, să participe la acest guvern, că fără participarea lor nu... De ce s-au certat? Este finalul victoriei USR? Probabil finalul că domnul alianței? Dacian Cioloș știe scenariul că el să fie. Deci după, din acest cuplu vulnerabil este Dacian Cioloș care e trecut. Să știți că povestea aia cu cum a stat la intersecție, că e nepotul ăla, nu l-a atins încă pentru că era ura față de PSD. La ora actuală, orice partid, cu excepția PSD-ului, trebuie să ia în calcul că s-a terminat ura. Și trebuie să schimbe strategia. Da, nu, și în aceste condiții tu trebuie să faci o strategie pozitivă. Că nu mai e nimeni pe cine, nu mai e pe cine să urăști. Și ca să adaug... Din punctul ăsta de vedere, dreapta a pierdut foarte mult prin închiderea lui Liviu Dragnea. Enorm, este teza mea. A fost, nu numai el, au pierdut tot, și strada, și Facebook-ul, că trăiau, se alimentau din aia. Până la urmă, impresia că l-au arestat în favoarea PSD-ului. Era, se concentrase. După părerea mea, apropo, deci, Iohannis și PNL-ul au o problemă. Trebuie să facă ceva. Dacă le-a ieșuat cu președinția Camerei, cred că înaintea sau paralel cu moțiunea de cenzură vor lua cu asalt Bucureștiul. Au neapărat nevoie de demisia doamnei Firea și alegeri ca ei să câștige. Înțelegeți? Adică dacă pun mâna pe București, nu știu, ca un calcul, ei aproape că nu mai au nevoie prin de schimbarea guvernului.